Academia de Științe Medicale și-a ales noi membri ai biroului executiv pentru un mandat de 4 ani. Profesor dr. Mircea Beuran a fost ales în funcția de președinte, obținând 90 de voturi pentru și 3 împotrivă. Noul președinte al Academiei de Științe Medicale din România a dezvăluit câteva din planurile ambițioase pe care și le-a propus în ceea ce privește viitorul organizației medicale. Ne-am propus în adunarea generală și în urma dezbaterilor să continuăm dezbaterile științifice, mesele rotunde din domeniile noastre de activitate, medical, farmaceutic, biologic, științe agricole, să dezvoltăm relații cu colegii români din afara granițelor, dar și cu cercetătorii străini cu care avem parteneriate mai vechi. De asemenea, vrem să promovăm studiile cu caracter medical, științific, ale specialiștilor care sunt membri ai Academiei, cercetători, farmaciști, dar și colectivele pe care ei le conduc, deoarece nu sunt cunoscute atât de bine rezultatele cercetărilor. Profesor dr. Mircea Beuran a subliniat că Academia își propune să dezvolte cursuri de educație medicală pentru a disemina rezultatele din domeniul inteligenței artificiale. Vrem să dezvoltăm, începând cu primăvara anului viitor, de fapt când începe semestrul 2 al facultății, cursuri de educație medicală, pentru a face cunoscut rezultate din domeniul inteligenței artificiale. Aici cursurile vor fi, așa cum știm, cu nivele diferite. Vrem întâi să aducem la cunoștință pentru începători noțiunea de inteligență artificială în medicină. Cum să se judece lucrurile acestea, care ar fi instrumentele, care sunt disciplinele care au o aplicație mai largă. Vrem ca medicul să nu se detașeze de inteligența lui naturală, să știe să judece ce îi oferă inteligența artificială și să știe să aplice corect pacientului pe care îl are în față, pentru că fiecare pacient consider că este un univers biologic. Biroul executiv va fi format și din vicepreședinții profesor dr. Ion Victor Bruckner, profesor dr. Florian Popa, profesor dr. Virgil Păunescu și secretarul general profesor dr. Emanuel Ceaușu. Președintele, vicepreședinții și secretarul general sunt aleși pentru un mandat de 4 ani.